Teribilul accident a avut loc în zona podului de la Butelii. Conform unor surse, femeia ar fi încercat să traverseze calea ferată printr-un loc nepermis. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că este vorba despre o femeie din comuna Cumpăna, în vârstă de 55 de ani, care ar fi fost surprinsă și accidentată mortal în timp ce aceasta încerca să traverseze calea ferată. Din nefericire, medicii ajunși la fața locului nu au putut decât să constate decesul. În cauza a fost întocmit un dosar de cercetare penală. Vă reamintim că un accident similar a avut loc și în urmă cu aproximativ o săptămână, atunci când un copil de doar 14 ani și-a pierdut viața în valul lui Traian după ce a traversat calea ferată fără să se asigure.